Șocantă, folosită de un bărbat pentru a-și ucide soția. Acesta i-a desfăcut prezoanele de la roți, apoi a sunat-o și a spus că tatăl ei a fost luat de ambulanță. Din fericire, roata mașinii nu s-a desfăcut, iar femeia a apelat la poliție. Corespondentul Antena 3 CNN, Cătălina Buzoianu, are toate datele despre acest caz. Cătălina, te ascultăm. Bun găsit tuturor. De când femeia a decis să pună capăt relației cu soțul ei, acesta parcă a luat-o razna și a început să-i creeze numai probleme. Mai întâi a sunat-o la telefon și a amenințat-o cu moartea, iar mai apoi i-a pus mai multe scrisori de amenințare în autoturism. Luat la întrebări de autorități, nu și-a recunoscut vina, deși el este singurul care are o cheie de rezervă de la mașina respectivă. Ultimul gest șocant s-a petrecut însă în urmă cu câteva zile, când acesta i-a desfăcut prezoanele de la roțile autoturismului femei, iar mai apoi a sunat-o să-i spună că tatăl ei se simte rău și că a fost dus la spital. Spera că în acest fel femeia se va urca în mașină și ulterior devenea o victimă a unui accident rutier. Cei drept, femeia într-adevăr a luat mașina, însă din fericire a reușit să ajungă la destinație cu bine, dar a anunțat autoritățile, iar acum bărbatul are un ordin de protecție, nu are voie să se apropie de femeie la mai puțin de 50 de metri și nici de locul de muncă al acesteia. De altfel, el este și cercetat penal pentru tentativă de omor și amenințare.